Stăm cel mai prost din Europa la capitolul cancer de col uterin, dar cu toate acestea, vaccinarea HPV merge foarte greu. Femeile nu sunt informate suficient despre beneficiile vaccinării, iar cele care aleg să-și imunizeze copilele o fac doar pentru că la un moment dat în viață s-au îmbolnăvit. Nu există o campanie activă din partea nimănui, se plâng medicii care amintesc că imunitatea ar putea dura toată viața dacă vaccinul este făcut devreme în perioada de vârstă între 11 și 14 ani. V-ați informat până acum despre vaccinarea anti-HPV? Nu. Din păcate, la fel ca această doamnă, sunt multe femei. Nu știu măcar că există un vaccin care poate preveni cancerul de col uterin și nici nu știu că își pot imuniza fetițele încă de la vârsta de 11 ani. Programul funcționează, programul există, numai că la o durație foarte, foarte mică, pentru că sunt convins că e responsabilitatea medicilor să informeze corect familiile despre acest lucru. Ori, acest lucru nu se întâmplă. Degeaba vorbim, ne întâlnim, vorbim cu 10, 100, 500 de doctori, dacă toți ceilalți omit să discute acest lucru. În luna mai erau în stocurile DSP-urilor din țară peste 38.000 de doze de vaccin HPV, însă din acestea au fost folosite în acea lună doar în jur de 6.000. În clipa de față, la DSP București, sunt în stoc câteva mii de doze care așteaptă să fie accesate. Programul de vaccinare HPV începe de la vârsta de 11 ani și este gratuit pentru fetițele până în 14 ani. România este una dintre țările europene care stă cel mai prost în ceea ce privește incidența cazurilor de cancer de col uterin, dar și mortalitatea. Anual, peste 3.000 de femei se îmbolnăvesc de cancer de col uterin, iar peste 1.800 decedează din această cauză. V-ați vaccina fetița în momentul în care va ajunge la acea vârstă? Nu. De ce? Nu. Am vaccinat-o până la 2 ani, am făcut toate vaccinurile. De acum mai vedem. V-ați vaccina fetița în momentul în care va împlini 11 ani? Nu m-am gândit, dar probabil că da. Medicii spun că nu au întâlnit nicio pacientă vaccinată care să aibă probleme până acum. În alte țări, de exemplu, incidența cazurilor a scăzut considerabil datorită vaccinării. Însă femeile care nu au făcut vaccinul trebuie să meargă anual să-și facă un test Babeș Papanicolau. Odată cu începerea activității sexuale este important, măcar odată la un interval de timp, să-și efectueze această investigație. La DGASPC Sector 3, femeile cu vârsta între 25 și 54 de ani pot merge până săptămâna viitoare să se testeze gratuit. Am zis că sunt niște ani și mai ales că am și niște probleme și sunt operată la sân și am zis că e foarte bine. Cum v-ați testat ultima oară? Cred că am vreo 2 ani. Vaccinarea anti-HPV se poate face la orice vârstă. Și băieții se pot imuniza, iar în cazul lor riscul de cancer anal, de cap sau gât scade considerabil.